este cea mai mare comună din țară, ca întindere. Avem zonă umedă, zonă de mare, deltă și zonă de terasă. Procentual, zona umedă este în jur de 60%. Predominant, populația s-a ocupat și se ocupă cu pescuitul. Agricultura a renăscut în ultima perioadă și foarte mulți fermieri, fie mari, fie mici, lucrează aceste terenuri. Din punct de vedere turistic, a fost o explozie a investitorilor în această zonă, fie cei privați, dar majoritatea sunt alte persoane venite din alte zone, pentru că puterea financiară spune cuvântul și experiența în a atrage fonduri europene face același lucru. Într-un an de zile, într-o perioadă de vară, în Comuna Murighiol tranzitează peste 200 și ceva de mii de persoane, ceea ce implică ca în această comunitate sau în această comună să creăm o infrastructură necesară și utilă pentru a se putea desfășura acest sau a prelua acest aflux de turiști. Din Comuna Murighiol este un nod, nu feroviar, că nu avem deocamdată, dar poate o să ajungem și acolo, este un nod din punct de vedere al transportului pe apă, deoarece din Murighiol se poate ajunge foarte ușor la Sfântul Gheorghe, Chilia, Sulina și în celelalte comune de pe raza județului Tulcea. Toată comuna la ora actuală are asigurat necesarul de apă necesar comunității, ca să zic așa. Ultimul sistem de alimentare cu apă la care se lucrează la ora actuală este Sarinasuf Colina, unde e un proiect în care sunt legate două sate și s-a procedat în felul acesta, pentru că în zona satului Sarinasuf avem puțuri tip geyser cu o puritate foarte mare a apei și de acolo avem cantitatea de apă necesară și trimitem în 3 sate, în Sarinasuf, în Colina și în Plop. Multe s-au făcut pe fonduri europene, altele pe fonduri private, casele de vacanță vă dați seama că s-au făcut pe fonduri... Toate s-au făcut pe fonduri europene sau ministeriale. Primul proiect pe care l-am prins în 2005-2006 a fost un proiect integrat care implica apă, drumuri și after school. S-a finalizat acest proiect, s-a finalizat un drum de asfaltare a drumurilor în Murighiol parțial. Suntem în derulare a 2 proiecte privind asfaltarea a tuturor drumurilor din comună, în satele mari și mici. Avem sistem de modernizare a apă potabilă și extinde rețea de canalizare tot în Murighiol, pentru că v-am spus, o parte din Murighiol și la drumuri și la canalizare a fost executat procentual. Și avem o extindere de apă potabilă și canalizare și modernizare în Murighiol de 81 de miliarde. Alimentarea cu apă Sarinasuf Colina a început de anul trecut. Proiectul este de 1 milion de euro. Vă dați seama că desfășurarea lui este pe o anumită durată, da? impusă de finanțator, da? Care, vă dați seama, trebuie respectată de constructor și urmărită îndeaproape de noi. Iluminatul stradal s-a realizat în toată comuna, este un lucru bun. Pe PNDL, da? Dezvoltare locală, da? Este de 5 miliarde vechi, așa. Lucrurile sunt, v-am spus, finalizate la ora actuală în proporție de 90%. Într-o săptămână, 2 se au ultima cerere de rambursare și mergem mai departe.